locuiau în întuneric, erau ca niște umbre. Nu se privau ochi în ochi, de teamă ca frica să nu pună stăpânire pe ei. Și totuși, ochii invizibili erau ațintiți necontenit asupra lor. Îi urmăreau, în permanență, veșnicul sentiment că românii erau sub supraveghere. Și nu erau vorbe goale. A fost cândva un elev, un tânăr bucureștean. El a scris toate acestea. Elev Florescu. Cristian Florescu și știu ce ai făcut. Și așa a început totul. Eu eram Cristian Florescu, nume de cod Oscar. Spion de 17 ani, uniformator. Îmi vei raporta detalii despre casa și familia Van Dorn. E o propunere generoasă. Vom lucra împreună. Tu îmi dai informații și eu îți dau medicamente pentru bunică. Nu o să pățească nimic. Adevărul e că orice român încălcă regulile. Și cum să nu o facă când sunt atât de multe? Ești un băiat deștept, Cristian. Uite, înțelepciunea e ceva ce mulțumesc lui Dumnezeu, țara asta nu ți-o poate lua. Dar să nu ai încredere în nimeni, mă auzi, în absolut nimeni. În vremurile astea, nu trebuie să avem încredere în nimeni. Ce să știu? Sunt turnător! Securiști, informatori, șobolani, sunt peste tot, iar acum sunt și la noi în casă. Ești un mincinos! Ești tot ce disprețuiesc mai mult! Ești un turnător! În Timișoara, ceea ce a început ca o adunare de susținere organizată a degenerat într-un protest antiregim. Forțele de securitate române au deschis focul. Ex-relatori conform cărora câțiva civili au fost uciși. Evenimentele sunt în plină desfășurare. Vom reveni cu detalii. Așa a ales acest băiat să spună povestea. Știi unde locuiește? Da, stă foarte aproape de mine, blocul F2. Andrei știe să primească un pumn, intru, nu știe să dea un pumn. Îl prind aici. Nu. Nu.